Vineri, un bărbat care a distrus mai multe bunuri într-un local din localitatea Sici a smuțit un câine de talie mare asupra unui agent de poliție. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzațiile de distrugere și ultraj. Un bărbat de 48 de ani din localitatea Sici a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce și-a pus câinele să atace un agent de poliție, care a cerut socoteală pentru distrugerile cauzate la magazinul din sat. Potrivit unui comunicat de presă remis de parchetul de pe lângă judecătoria Șimleu Silvaniei, procurori din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Șimleu au dispus în data de 4 august punerea în mișcare acțiunii penale față de inculpatul PV pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj și distrugere. Probatorul relevă faptul că vineri inculpatul PV a distrus câteva scaune și un geam la un local, apoi a agresat prin intermediul câinelui său pe agentul de poliție aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, refuzând să se supună solicitărilor acestuia, agentul fiind transportat la spital cu ajutorul unei ambulanțe pentru acordarea de îngrijiri medicale. Inculpatul a fost prezentat la data de 4 august cu propunere de arestare preventivă, cerere admisă de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei Șimleu Silvaniei, care a dispus emiterea mandatului de arestare preventivă pe numele acestuia pe o perioadă de 30 de zile. Împrejurările în care s-a produs fapt au fost explicate de Biroul de Informare și Relații Publice al judecătoriei Șimleu Silvaniei. Astfel, în propunerea de arestare preventivă s-a reținut faptul că bărbatul a distrus mai multe bunuri din localitatea Sici, după care a plecat spre casă. La fața locului s-au prezentat doi agenți din cadrul postului de poliție Pericei, care s-au deplasat la locuința inculpatului. Ajuns și acolo, inculpatul a smuțat un câine ciobănesc de talie mare înspre unul dintre agenți, acesta fiind mușcat de palma stângă. Agentul de poliție a fost transportat la spitalul Orășenesc Șimleu Silvaniei pentru a-i se acorda îngrijiri medicale. La data de 4 august, cu privire la inculpat, a fost luată astfel măsura reținerii pentru 24 de ore, iar în 5 august, judecătoria Șimleu Silvaniei a admis propunerea de arestare preventivă. Inculpatul a contestat decizia magistrației urmând a stabili miercuri dacă bărbatul va mai rămâne în arest.